ați venit la Teatrul Scena. Teatrul Scena, o asociație ce se bucură de colaborarea cu MFST prin proiectele anterioare și iată-ne acum la un pas mare, cel puțin în lumea tinerilor și în lumea educației. Faptul că tinerii s-au apropiat către această dimensiune artei actorului și a exercițiilor de comunicare, pentru că e vorba totuși de acest principiu pe care noi îl aducem în atenția lor, obiectivele sunt foarte clare, să vină, să se simtă liberi, să poată comunica și cu atât mai mult să folosească din principiile pe care noi le folosim în arta actorului în viața de zi cu zi. Comunicarea prin esență este cuvântul, dar cuvântul nu poate să existe fără o emoție sau fără energie. Așa că, în primul rând, ar trebui să știe copiii că energia sau starea pe care o ai determină cuvântul pe care vrei să-l rostești. Pentru un actor, așa cum bisturiul este pentru un chirurg, pentru actor, arma lui sau ustensila lui principală este cuvântul. Așa că, comunicarea pentru un actor este totul. Ce-și propune să nu fie acest atelier? Ce frumoasă întrebare. Aș spune să nu fie un spațiu în care libertatea de gândire să nu fie la ordinea zilei, să nu fie un spațiu în care ceea ce simți să nu poți să reprezinți și cu atât mai mult să nu poți să-ți coordonezi anumite emoții și cred că cel mai important să fie un spațiu în care să te simți constrâns. Deci astea sunt la ordinea zilei, cel puțin din lumea arte. Ținând cont de vârstă, ținând cont de timpul pe care l-au la dispoziție, e important ca întâlnirile noastre să pună și să aibă accentul pus foarte, foarte bine definit pe a înmagazina anumite mecanisme, principii de funcționare pe care noi le găsim ca artiști foarte importante în viața de zi cu zi. Dacă te vei prezenta la un interviu, dacă vei, nu știu, unde poate să-i trimită viața cel puțin pe fiecare în destinul lor, să știe să-și construiască, să știe în primul rând să-și creeze o strategie și la noi, aparent, așa cum se spune despre teatru că este o lume a stărilor și a simțirilor, este foarte multă gândire. Vor începe cu un atelier de gândire. Mi s-a părut un concept interesant să merg la ore de teatru și chiar dacă nu mă aștept să ajung actor, mi s-a părut că mi se potrivește cursul acesta. Mi se pare o artă foarte complexă și un mod unic de exprimare care s-a dezvoltat foarte mult de-a lungul anilor și aș vrea să învăț mai mult despre el. Nu cred că avem nevoie neapărat de ceva abilități, adică trebuie să fim noi înșine și cred că asta vrea să ne și învețe acest atelier, să ne descoperim pe noi și să ne dezvoltăm mai ales partea artistică. Consider că această activitate este un prilej foarte bun de a ne dezvolta personal și a reuși să aprofundăm comunicarea între noi și mai ales între colegi.